care o să facem pauze, vi le arătăm puțin mai târziu. Aici ne-am lăsat noi hainele. Deci totul mi se pare superb. O să mergem și acolo să vizităm puțin mai târziu. Acolo este ușa de la intrare și acolo este baia. Totul pare super vintage, așa și drăguț. Acesta este dulapul, arată superb. Și avem și un coșuleț. Aici este baia și la fel este super vintage. Ah, este de bine să stau jos. Totul mi-a lăsat curat. Super mult acest loc. Abia așteptăm cu mine să mergem și prin împrejurii să vizităm. Astăzi nu prea am avut timp pentru că am stat să facem poze în bibliotecă. O să le vedeți în curând pe blog. Să mi-a plăcut la nebunie totul aici. Acum merg să mă demachez și o să ne culcăm pentru că a fost o zi tare lungă. Ne-am trezit de dimineață și drumul a fost obositor. Și acum o să mergem la culcare, să ne trezim mâine de vreme și să pornim de dimineață la drum.
a doua zi la Cinșor. Am luat micul dejun și acum am ieșit să ne plimbăm puțin pe aici, prin împrejurimi, să vedem cum e. E cald și e drăguț. Da. Doamne, ce loc divin am descoperit aici, deci nu ne vine să credem. E tot, aparține tot de casa de oaspeți, dar nu în cea care stăm noi, în cealaltă. Deci e absolut minunat. Pare un loc dintr-un film sau un videoclip, nu știu, ceva, un videoclip country. Mi se pare super, super drăguț. Nu știu ce să mai, la ce să facem poze mai întâi. Sunt îngărăcită, dar am descoperit locul ăsta superb și nu mai vine. Deci câinele ăsta se ține mereu după noi. Arăt și în partea asta. Și aici intru și gen și vorbesc. Avem un fundal super pentru vlog. Și două cărți foarte interesante în bibliotecă, Paris Interiors și New York Interiors, și acum am mâncat și o să stau puțin și o să le răsfăiesc și acum și diseară.
luat trezia aici la 5 ori, ne pare așa rău că o să plecăm. Mai stăm puțin în bibliotecă și apoi o să mai mergem afară. E destul carte interesantă despre fotografie. O să mergem apoi puțin afară să ne mai plimbăm și... Din păcate am răcit amândouă destul de rău, da. Și nu avem pastile. Eu am luat de la Cristina, mi-a dat și mie. Dar asta e, nu-i așa o tragedie, foarte, foarte frumoasă și e și cald, e soare. Nu mai vrem să plecăm de aici, e superb, superb. Ne place mult, mult de tot. Gemenele noastre personalizate, profităm de ultimele ori și ne mai plimbăm puțin, este super cald și frumos. Bagajele și plecăm. A fost un weekend minunat. Trebuie neapărat să vizitați și voi acest loc. Chiar e superb. O să vedeți probabil și în vlog, dar nu se compară. Chiar vorbeam cu Cristina că nu se compară fotografiile și... cu realitatea. Da, e adică, de 10 ori mai frumos. Nu am putut reda frumusețea acestui loc. Deci chiar e super, super drăguț și ce povești frumoase și ce trebuie să vizitați acest loc și această parte de țară. E superbă. Să sperăm că v-a plăcut videoclipul, nu uitați să ne dați like, subscribe și share și vă așteptăm cu un nou videoclip săptămâna viitoare. Pa!